Bună, dragii mei, astăzi facem salată de avocado. Am aici două bucăți de avocado, doi căței de usturoi, o ceapă, două roșii, zeamă de la lămâie, pătrunjel, sare și piper. Mai întâi o să curăț bucățile de avocado. Le-am pus într-un castron și o să le zdrobesc cu o furculiță. Cred că se zdrobește mai bine cu ustensila asta pentru cartofi. Merge mult mai repede. Cu furculița mergea foarte greu. Storc lămâie și o să pun zeama peste avocado. Amestec. Tai și ceapa mărunt. O pun și pe ea peste avocado. Dau prin presă și doi căței de usturoi.
Tai și cele două roșii cu bulețe. O să scot pulpa mai întâi. Pun și pătrunjelul, sare și piper după gust. Această salată este minunată și, bineînțeles, foarte sănătoasă. Aici am băgat pâine la prăjit în cuptor. Am gustat, este un deliciu. Neapărat trebuie să încercați această rețetă. Foarte bună, foarte gustoasă. Mulțumesc frumos pentru vizionare, nu uita că te aștept și data viitoare tot aici în bucătăria mea, în bucătăria lui Madi. Până data viitoare, rămâneți cu bine! Pa, pa!